panică la unul dintre cele mai cunoscute localuri din centrul municipiului Pitești. Pompierii au fost solicitați să intervină cu 3 mașini la un incendiu care a avut loc în bucătăria restaurantului, care s-a deschis în sediul fostei case a căsătoriilor din Pitești. La momentul respectiv, în local se aflau aproximativ 20 de persoane care au fost evacuate. Ca să ajungă la focul din bucătărie, pompierii au fost nevoiți să decoperteze acoperișul pentru că focul ardea mocnit sub acesta. Intervenția a durat o oră și incendiul a fost lichidat. Au ars asteriala și elemente de izolație și rigips. Cauza incendiului este coșul de fum care nu a fost izolat corespunzător.